Așa. Vă salut. În sfârșit, vacanță. M-am hotărât să stau de vorbă cu voi, cei care vor să privească acest video, ca să lămurim un pic câteva aspecte legate de vacanțele în Grecia de anul ăsta. Oamenii sunt în parte speriați, în mare parte dezinformați, vis-a-vis de ce înseamnă o vacanță în afara țării, în Grecia, pe timpuri de pandemie. Și am zis că să lămurim câteva aspecte, pentru că pe toate forumurile și pe toate site-urile sunt o grămadă de întrebări care se repetă la infinit. Lumea este temătoare, lumii este frică, într-un cuvânt, de ce ar putea să fie, dar neîndreptățit față de ce se întâmplă la noi. Păi am ales Grecia anul ăsta, insula Tasos, pentru concediu de vară, în plină pandemie. Am ales pentru că am mai fost de nenumărate ori și pentru noi pare să ofere balanța corectă între prețuri, servicii oferite și satisfacție personală. Nu am rezervat pentru o agenție de turism, nu rezervăm mai niciodată prin agenție de turism. Am venit în locul în care am mai fost acum 3 ani. Am găsit o insulă un pic schimbată față de anii trecuți. Ne-am gândit din, cred că în mai așa ne-am gândit, nu? Prin mai ne-am gândit să vizităm Tasos, cu toate că în mai eram în acel lockdown. Planurile noastre erau cu totul altele. Și eu și soția mea am lucrat în turism. Am fost grav loviți. Postul meu a fost desființat. Am fost disponibilizat, cum se spune. Ea, pentru că lucra în contabilitate, a rămas. Salariul diminuat. În fine, planurile ne-au fost date un pic peste cap. Vreau să plecăm în afara țării. În fine, altă discuție. Ne-am programat la teste, ca oricare, la Medic Test. Este, pentru cei care sunt din București, este la Piața Iancului, în spatele Policlinicii Iancului. Ne-am programat la teste, 4 persoane, sunt de până cu cumnatul și cu fratele meu. Ne-am programat la teste la Medic Test. Testele au fost 300 de lei de persoană. Individ destul de gursă, prelevarea s-a efectuat din gât și din nas. Ne-am făcut cu 24 de ore înainte acele teste, acele formulare PLF, semănau foarte tare cu declarațiile pe proprie răspundere pe care le făceam noi în timpul lockdown-ului, ca să ieși la piață, ca să ieși la... În fine. 4 persoane, o mașină, bagaje, am pornit la drum la 3 dimineața din București, direcția Ruse, Sofia, centura ocolitoare, Ulata, ieșire din Bulgaria, Promahonas, Tasos. Întrebarea pe care o are toată lumea vis-a-vis de testele astea de la graniță, le fac și ei că trebuie făcute. Am găsit o masă pusă în mijlocul, în mijlocul punctului de trecere la frontieră, unde erau 2 asistente plictisite. Într-adevăr, una dintre ele avea o mască dintre asta protectoare, o vizetă gen, una dintre ele nu avea. Mânușile nu și le schimbau. Le-am dus testele astea, le-am dus formularea astea PLF, le-am dus și testele COVID făcute, care au venit în 24 de ore, traduse în engleză, corespunzător, în aferent. Au ales aleatoriu. Soția mea, pentru că era titulara PLF-ului, și cumnatul meu, fratele soției, care era gen, purta alt nume de familie. Bănuiesc că astea au fost motivele. I-au testat, decât în nas, dar o testare așa, nu... total lipsit de dezinteres. Citeai pe fața lor că o fac decât ca să fie făcută. Ne-am urcat în mașină, am mers mai departe. Am găsit o Grecie... Am o mică completare. 48 de ore mai târziu n-am primit rezultatul. 48 de ore, da. Mai târziu n-am primit rezultatul. Am primit ieri, după vreo 96 de ore, faptul că ar fi bine ca cei testați să stea în carantină
o zi, după 96 de ore, deși trebuia să stea 12 ore după testele făcute la graniță, în fine. În Grecia nu poartă nimeni mască. Există și nu prea există distanțare socială. Într-un singur supermarket ne-au dat niște insigne de vizitatori și în care eram de acord să păstrăm 1,5 metri distanță între noi, o chestie pe care n-am înțeles-o. Noi am avut măști la noi, dar parcă te un pic de la spate să nu le porți, în momentul în care vezi că ei n-au pănicări. La plaje nu există distanțare socială, nu există măști. Ei și-au pus, se vede, sunt niște mese pe undeva, unele plaje au niște mese cu dezinfectant și cu măști, dar nu e relaxare totală. Probabil relaxare dată și de faptul că toți turiștii care ajung pe insulă sunt testați, toți turiștii români, mă refer. Ne-am cazat în Potos, cum am mai zis, la Inanti. Gazdele sunt destul de primitoare și înțelegătoare. În momentul în care am comunicat pentru șederea de anul ăsta, i-am explicat tipei că avem costurile de călătorie care sunt un pic piperate, dat fiind de cei 1200 de lei dați toți patru pe acele teste. Ne-au oferit un discount corespunzător, un discount, mă refer la acele teste, adică a suportat și suportă și ei între 30 și 50%, gen îți dau și ei un 100-150 de lei înapoi, în funcție de cum negociezi. Dar am găsit o insulă goală. Cred, gradul de ocupare că a fost lucrător de turism, cred că este undeva la 20%. Potosul, care altă dată era extrem de populat și extrem de animat, este 3/4 gol. Ne plimbăm seara pe stradă și vedem o grămadă de apartamente și o grămadă de străduțe care altă dată erau extrem de animate, care au obloanele trase, luminile stinse. Mie unul îmi convine că îmi place mai liniștit un pic, dar sunt persoane care au venit să se distreze și care nu prea agrează ideea de spațiu gol. Pentru cei care au întrebări vis-a-vis de reguli, cred că cea mai bună regulă de distanțare socială și cea mai bună măsură de protecție pe care o să o poți lua este propria conștiință. E oarecum logic să nu stai înghesuit, e oarecum logic să încerci să te speli pe mâini de cât mai multe ori posibil, este oarecum logic să îți iei un dezinfectant la tine, mai ales în vremurile astea. Nu suntem genul de oameni care să spunem că nu există. Poate că da, poate că există, la fel de bine poate că nu există această pandemie. Un lucru este cert, oamenii ăștia au fost loviți și au fost loviți rău. Proprietarea de la vila unde spuneam ne explica că a fost nevoită să dea o grămadă de avansuri înapoi, iar la ora actuală din... Câte camere avea? Câte spații de cazare? Cred că 8. Vreo 8 sau vreo 10 spații de cazare. Apartamente cu 2 camere, cu 3 camere, camere duble matrimoniale. Per total vreo 20 de spații de cazare. Cred că aveau ocupate maxim 4. Și toate cu români. 2 ocupate de noi, cu natul și fratele un apartament și noi o cameră dublă matrimonială și încă 2 cupluri de români. De restul fiind goale, se citea dezamăgirea pe fața ei că totuși în august era obișnuită, de fapt tot sezonul era obișnuită să aibă full. Este foarte curat, este un pic peste medie la ce oferă insula. Normal, insula oferă cazări între 20 de euro pe noapte și 150 de euro. Oamenii clar că sunt dezamăgiți de sezonul ăsta compromis, practic. Se aștepta la alte venituri, se aștepta la alte... Se fost cam fiecare an. Dar mergem înainte, așa cum spun și ei. Să sperăm că la anul o să fie altfel și sunt zone care au fost mult mai rău lovite. Sunt zone unde există îmbolnăviri. Și cam atât. În principiu să nu vă fie frică, să nu vă fie teamă. Cei care spun că ar fi vreo mare diferență între cazările și serviciile de la noi de pe litoral și cele de aici au dreptate, este o mare diferență. Da? De exemplu, acum suntem la Porto Vati. Pentru cunoscători, după Marble Beach. Este plaja de lângă cariera de marmură.
Șezlongul este 7,50 € consumație obligatorie. Nu te pune să plătești, dar vor să le dai un 15 € pentru setul de două șezlonguri în care tu să consumi. Sunt câte unii care mă gândesc că nu există oameni care ar veni la plajă să nu bea o bere sau să nu bea un suc. Acum e normal, investiția este destul de mare. Este curat, mâncarea este bună. Cei care au probleme vis-a-vis de faptul că ar trebui să facă niște teste, să și le facă și vă dă oarecum și o oarecare relaxare în momentul în care îți faci testele COVID și vezi că ești ok. Îți dă oarecare relaxare și oarecare încredere că, domne, lumea o să treacă peste. O să meargă mai departe. Sper că v-am fost de folos, sper că v-a plăcut de noi. Sunt sigur că o să ne dați și like, și share, și subscribe. Și mai stăm 4 zile. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări și nerămuri. Vacanța plăcută!